S-a încheiat o eră din istoria aviației militare române. Aeronavele MiG-21 Lancer au zburat astăzi pentru ultima oară pe cerul României. Ele vor fi scoase din dotarea forțelor aeriene române după ce Consiliul Suprem de Apărare a țării a hotărât să le înlocuiască cu aeronavele F-16. Pentru avioanele cu reacție MiG-21 Lancer au fost organizate astăzi ceremonii de retragere la Cluj, Bacău și la Fetești. MiG-21 s-a impus în spațiul sovietic și în alte zone din lume în ciuda unor limitări precum capacitatea redusă pentru combustibil sau arme. Pentru armata română, MiG-21 a fost timp de peste 61 de ani, a fost principalul instrument de apărare în spațiul aerian. Un avion destul de dificil, dar este un avion foarte frumos și iubit. Și este un avion care a fost ținut în viață peste 60 de ani în forțele aeriene. MiG-21 a fost primul avion de luptă sovietic capabil să zboare de două ori mai rapid decât viteza sunetului. Din cei 61 de ani ai MiG-ului, 25 de ani mi-am petrecut cu el pe această bază. Față de celelalte avioane de vânătoare care au o durată medie de viață de aproximativ 40 de ani, MiG-ul nostru a depășit cu succes 60. Procesul de retragere din serviciul de luptă a avioanelor MiG-21 Lancer din dotarea forțelor aeriene române a început încă din ianuarie. Acordul dintre Ministerul Apărării și Aerostar Bacău pentru mentenanța MiG-urilor s-a încheiat în toamna anului trecut, iar avioanele au fost scoase la pensie. Aeronavele MiG-21 Lancer vor fi întrebuințate până la data de 15 mai 2023, exclusiv pentru executarea misiunilor specifice Serviciului de Luptă Permanent, Poliția Aeriană și pentru menținerea antrenamentului de zbor al pilotului loților selecționați în scopul continuării utilizării acestui tip de aeronavă. Decizia CSAT a venit după ce flota de MiG-uri a fost ținută la sol aproape o lună din cauza unor incidente. MiG-21 era și avionul care a căzut aproape de Constanța în luna martie anului trecut. Din 1994 și până în prezent, 20 de aeronave de tip MiG-21 Lancer s-au prăbușit. Chiar dacă autoritățile nu au făcut public numărul exact de avioane de vânătoare MiG-21 Lancer din flota forțelor aeriene române, estimările neoficiale arătau anul trecut că armata se bazează pe aproximativ 25 de aeronave funcționale. Acestea au zburat astăzi pentru ultima oară. De-abia îmi stăpânesc lacrimile, recunosc. Dar sunt mândră în același timp, cam așa băiat pe jos. N-am acceptat niciodată că poate face o altă meserie, că poate renunța vreodată la zbor, chiar și atunci când a trecut prin evenimente și prin momente mai grele. Forțele aeriene române au în dotare astăzi 17 aeronave F-16 cumpărate în două tranșe din Portugalia și modernizate cu ajutorul Statelor Unite. Pentru acestea, statul român a plătit 628 de milioane de euro, preț care a inclus și pregătirea personalului. Alte 32 de aparate de zbor vor veni în România din Norvegia, în schimbul la 388 de milioane de euro. Primele vor ajunge în România la sfârșitul acestui an.